când s-a mărit prețul la gaz. Eu am primit luna trecută numai pe gaz, ea că am adus asta factura. Gazul numai pur, 3.429 de lei. Numai gazul. Aștept, știți, nici nu pot dormi noapte, aștept să vin mai repede. Data de 16-17 când o să vină facturile și o să văd cum o să fie. Știți, câteodată vă spun cinstit că mă gândesc de cui nevoie să fie o buză cuiva, deputaților, judecătorilor și aceia procurorilor și ei trebuie să aibă un trai decent, să aibă și saună, să aibă baie. Dacă n-avea profesoare la clasele primare, cred că nu mai devine acum în Parlament. Imaginați-vă cel puțin pentru o clipă cum ar fi să trăiți în Chișinău cu doar 15 lei pe zi, când doar prețul unei pâini este de 5-6 lei. Pentru fosta învățătoare Eudochia Chihai, ajunsă la 87 de ani, acesta nu este un exercițiu de imaginație. Este realitatea în care s-a pomenit de când a primit factura la gaz. Am muncit, n-am chilungit toată viața și îmi pare rău. Eudochia Chihai a fost toată viața învățătoare la clasele primare ale instituției care ulterior a fost transformată în Liceul Teoretic Nicolae Sulac din Chișinău. După ce s-a pensionat, a mai lucrat încă 20 de ani, tot la școală. Mi-e foarte obișnuitor că toată viața, timp de 60 de ani, vă închipuiți 60 de ani, să lucrez la clasele primare. Muncem zi și noapte. În primul rând erau caietele, erau planurile, erau tot și pe urmă de acum era partea gospodărească. În gospodărie, doi copii, soțul, până la 3 de noapte stătem și muncem și acum iată, am ajuns că eu trebuie să aștept să vină să cineva să mă ajute, să mă răsplătesc cu facturile. Nu sunt stare, eu să mă întrețin pe mine de una singură. În 85 soțul a avut infarct mare și nu mai muncit de atunci. Am muncit de eu una singură și am ținut și gospodăria și apoi la infarct s-a mai adăugat încă și asta Parkinson. Locuiesc de una singură. Am avut doi piciori, unul decedat în 2012, la vârsta de 51 de ani, a avut cancer la ficat. Al doilea, la vârsta de 64 de ani, nu a împlinit, nu m-a ajuns la pensie. Acum, fosta învățătoare a rămas doar cu nepoatele, dar rar se încumetă să le ceară ajutorul. Mă vizitează, mă ajută, mă întreabă, mă sună. Nu pot spun că n-am atenție din partea lor, dar din partea finanțelor, că să mă ajute așa cu mulți bani, e singur. Au cumpărat și-au procurat apartament în credit. Plătesc creditul, acum să fie al doilea copil. În sfârșit, eu nici nu pot, știți dumneavoastră, mi-e rușine să spun că ea ca de, fiindcă știu că n-au. Și dacă până acum, cu mare greu, făcea față cheltuielilor și facturilor, odată cu scumpirea gazului, pensionara se declară învinsă. Când am ieșit în 2014 de acum, pensia mea era undeva în jur la 1600-1700. Apoi, guvernul a hotărât ca să ne dubleze pensia, fiindcă am lucrat mai mult de 20 de ani după pensie. Undeva am avut 3400 dublat. Și câte un pic, s-a mărit și am ajuns la 4.177 de lei. Cât a fost prețul la gaz
mai convenabil, nu a fost mic, undeva în jurul la 4 lei. Mai trăiem cum trăiem, dar acum vreau să zic că când s-a mărit prețul la gaz, eu am primit luna trecută numai pe gaz, e că am adus asta factura, gazul numai pur, 3.429 de lei, numai gazul. Și în sfârșit, până la urmă, cu tot cu lumină, cu apă, am plătit 3.691 de lei. Vă închipuiți 3.691 de lei din 4.000 și deci undeva 400 de lei, cu 400 de lei trebuie să exist. 3.000 și ceva gazul. De ce vă vine așa de mult? De ce ne vine? Fiindcă ia ca vedeți că e frig, 340 de cuburi am folosit pe lună. Dar când era iat afară timpul, cum spun, mai călduț, eu îl deconectez. Ieri am deconectat, dar vă spun cinstit că am chipșei de ăștia sau cum se mai cheamă ei și dacă călcâile acolo nu îmbracă lumea, călcâile mingheață. Eu doar am 87 de ani și nu, ca un copil mic, mi-e frig. Casa-i veche, geamurile-s veche, ușile tot așa scârții de acum. Pentru o lună de trai, Eudochiei Chihai îi rămân 485 de lei, ceea ce înseamnă puțin peste 15 lei pe zi. Nimic nu rămâne de mâncare. Ce poate să rămâne de mâncare? De mâncare ca da, medicamente deputaților, judecătorilor și aceia, procurorilor și ei trebuie să aibă un trai decent, să aibă și saună, să aibă baie. Dacă n-avea profesoar la clasele primare, cred că nu mai devine acum în Parlament. Cei mai prețuiți trebuie să fie învățătorii în primul rând, că datorită învățătorilor au devenit și medic, și jurist, și mai știu eu acolo cine, toți ceilalți. Dar cel mai obișnuit a rămas învățătorul. În noiembrie 2021, prețul pentru un metru cub de gaze a crescut de la 4 lei și 20 de bani până la 11 lei și 8 bani. În ianuarie 2022, gazul s-a scumpit din nou, ajungând la 15 lei și 18 bani. Guvernul acordă compensații pentru primii 150 de metri cub de gaze pentru consumatorii casnici.